Pentru ce Facultatea de Teologie comemorează sau mai mult decât atât pomenește pe Constantin Brâncuș, vom afla probabil în această seară faptul că Brâncuș este și un sculptor creștin ortodox, așa cum o demonstrează și Părintele Patriarh în lucrarea sa, Brâncuș, sculptor creștin ortodox, pentru că Brâncuș a fost și cântăreț de biserică, a fost bursier al Madonei Duhului din Craiova, de asemenea a fost membru și în corul de la Biserica Madogheni din București. La Jean de Beauvais se știe că era cântăreț și acolo din când în când mai veneau Eugen Onescu sau Emil Ciuran. Personal, primul care mi-a atras atenția asupra operei lui Brâncuș a fost poetul Ioan Alexandru, care fiind invitat în 1981 de către episcopul de vrednică pomenire și mitropolit al Ardealului mai apoi, Antonie Flămădeală, la Buzău, 6 iunie 1981, printre altele, Ioan Alexandru ne-a vorbit despre rugăciunea lui Brâncuș. Spre rușinea noastră, nu știam prea multe despre rugăciunea lui Brâncuș, deși la cimitirul Dumbrava din Buzău se afla atunci, probabil se mai află și astăzi, nu mai știu, o copie după rugăciunea lui Brâncuș. S-au întrebat mulți, pentru că sunt diferite interpretări și vom asculta în această seară diferite interpretări ale artei lui Brâncuș. Există, fără îndoială, și o dimensiune creștină a artei lui Brâncuș, și nu numai prin rugăciune, dar și prin ansamblul de la Târgu Jiu. Iar în ceea ce privește trecerea sa la Domnul, trebuie să spunem că în anul 1957, când Brâncuș l-a chemat pe arhiepiscopul Teofil, s-a spovedit, s-a împărtășit și apoi i-a mărturisit că moare cu inima tristă, pentru că spunea el, nu mă pot întoarce în țara mea. S-a stins din viață la 16 martie 1957, la ora 2 dimineața, și, așa cum aflăm, spovedit, împărtășit, împăcat cu Dumnezeu și înmormântat la cimitirul Montparnasse din Paris. Am intitulat această seară Arta ca transfigurare a materiei la Brâncuș. Dincolo de toate interpretările care se pot da, trebuie să spunem că numai în învățătura creștină, materia se transfigurează. E adevărat, interpretări de genul influențe budiste și așa mai departe, în opera lui Brâncuș, pot exista. Dar trebuie să spunem un lucru esențial, și anume că materia numai în creștinism se transfigurează. Dincolo poate să fie maia, iluzie și așa mai departe. Ori această dimensiune a transfigurării materiei este profund creștină. Și așa cum spune Brâncuș, am șlefuit materia pentru a afla linia continuă. Și când am constatat că nu pot afla, m-am oprit. Parcă cineva nevăzut mi-a dat peste mâini. Avem în această seară bucuria de a avea invitați pe doamna Sorana Georgescu Borja. Filolog, dar în același timp cu o comoară de amintiri, pentru că doamna Sorana Georgescu Gorjan este fiica inginerului Ștefan Georgescu Gorjan, cel care, cu care Brâncuș a ridicat coloana infinită sau coloana nesfârșită de la Târgu Jiu. De asemenea, pe lângă această colaborare și prietenie dintre Ștefan Georgescu Gorjan
Un lucru pe care l-am aflat mai târziu este că bustul bunicului doamnei Solana Georgescu Gordan, Ion Georgescu Gordan, a fost sculptat, mi se pare, a fost în 1902. 1902 și acum mi se pare că se află la Muzeul de Artă, la Muzeul Național de Artă. Deci ne bucurăm de această prezență și mulțumim doamnei Solana Georgescu pentru dragostea și bunăvoința cu care a răspuns chemării noastre. De asemenea, avem bucuria să avem invitat pe domnul Cristian Robert Velescu, profesor la Academia de Artă din București, dar poet, eseist, scriitor, critic de artă, o operă impresionantă. Cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți din opera dumnealui. Domnul Vlad Ciobanu, sculptor și, în același timp, un bun prieten apropiat, care pregătește o teză de doctorat despre Constantin Brâncuș cu idei, lucruri inedite. Și nu în ultimul rând, domnul profesor Dumitru Radu, sculptor și profesor la artă sacră, la facultatea noastră de teologie din București. Ne mulțumim tuturor pentru dragostea și bunăvoința cu care au răspuns chemării noastre. Primul vorbitor este domnul Cristian Velescu și îl rugăm să vom avea și diapozitive sau imagini de videoproiector. Deci, domnul profesor. Cerici, părinți profesori, dragi invitați, dragi studenți, am bucuria să mă aflu în mijlocul dumneavoastră pentru o mai lungă sau mai scurtă prelegere despre Constantin Brâncuș. Imagini sunt foarte multe, dar cred că îmi voi scurta vorbirea, astfel încât și colegii mei să poată să își ducă gândul la un sfârșit. Opera lui Brâncuș este un izvor nesecat care se oferă interpretărilor. De aceea am hotărât ca în această seară, în fața dumneavoastră, să mă smeresc într-o câteva și să nu dau curs interpretărilor, ci să vă invit a medita asupra operului Constantin Brâncuș, în paralel cu evenimente ale vieții sale, dar mai cu seamă în paralel cu persoane pe care le-a cunoscut, care l-au sprijinit în activitatea sa importantă, astfel încât, la sfârșitul vieții sale, Marele Sfântor ne-a lăsat un tezaur inestimabil, o operă complexă, a cărei însușire fundamentală ar fi aceea a unității. Fiecare operă a sculptorului stă într-un mod vădit sau ascuns în legătură cu toate celelalte și poate acest lucru va ieși și din cuvântul meu pe care îl doresc consistent, dar scurt. Să ne uităm, să privim prima imagine, aceea care încățișează pe sculptor în atelierul său. Este dificil însă să spunem că este vorba despre atelierul din Impasse-Roxin 811, în cartierul Montparnasse, acolo unde sculptorul își avea atelierul, căci spre deosebire de alte fotografii ce înfățișează atelierul sculptorului, în cazul acesta, nici un detaliu, nici o sculptură, ori un soclu măcar, nu ne stau la dispoziție, astfel încât noi să putem identifica cu certitudine locul. Am ales această imagine în mod deosebit spre a deschide cuvântul meu, căci ne înfățișează cu un Brâncuș care s-a autoportretizat în anii 20. Unii știu, alții poate mai puțin, că însăși opera de fotograf a sculptorului este astăzi considerată ca situându-se în prelungirea operei sculptorului, astfel încât o fotografie de Brâncuș înfățișând operele sale
ne oferă rarul prilej de a înțelege sculptura prin ochii maestrului, a sculptorului care a generat acea sculptură. Totuși, aici sculpturile nu sunt prezente, iar sculptorul pare confruntat cu materia brută, cu materialele pe care abia urmează să le prelucreze pentru a le aduce la formă. Dar ne putem întreba cu bună îndreptățire dacă sculptorul se pregătește a sculpta sau dacă nu cumva el dorește să se manifeste în această fază a activității sale în calitate de arhitect. Și aceasta ar fi poate cea mai însemnată parte a intervenției mele, aceea care dorește să vă dezvăluie dumneavoastră imaginea sculptorului arhitect, imaginea sculptorului care se pregătește să edifice un edificiu. Și vom vedea că acest edificiu se dorea a fi un templu închinat dragostei. Dintre primele lucrări ale sculptorului care marchează drumul său pe calea adevăratei originalități. Brâncușorodi și unul mai știu că anul 1907, un an de răscruce în opera sculptorului, moment în care el părăsește lecția rodiniană pe care și-a însușit-o și se pregătește să pășească pe propriile sale căi, așa cum am spus, marcate de originalitate. Există un grup de lucrări, dintre care prima este cea pe care o înfățișez, nu știm dacă și în ordine cronologică, dar este posibil să fie chiar prima operă din acest grup de opere novatoare, intitulată de sculptorul însuși, dublă cariatidă. Chiar titlul pe care Brâncuș l-a ales ne vorbește de intențiile sale de a se manifesta ca arhitect încă din această fază a creației sale. Aș dori să mă atrag atenția asupra unor detalii care ar putea să pară plicticoase, dar care, odată asimilate, ar putea să ne deschidă înțelegerea înspre această cale a abordării operei sculptorului, care ne învață că a existat și un Brâncuș arhitect alături de Brâncuș sculptor. Prin operele novatoare pe care am de gând să vi le înfățișez, veți observa cum sculptura merge mână în mână cu arhitectura. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului întreaga alcătuire de forme, pe care noi o numim dublă cariatidă, este cioplită dintr-un singur bloc de piatră. Anul 1907 aduce cu sine tocmai această noutate a tehnicii cioplitului. Sculptura este considerată ca preexistând în materia brută, iar sarcina sculptorului este aceea de a o elibera din carcera, din strânsoarea materiei. Veți observa, urmărind cu atenție această imagine, cum picioarele personajelor nu se sprijină direct pe soclu, ci oglinda a fost anume menajată în blocuri de piatră. Urmează cariatidele propriu-zise, avem de-a face cu o dublă cariatidă și de ce să nu credem că bărbatul și femeia au fost văzuți la oaltă în această operă a sculptorului, iar capetele par să poarte, iată, un element pe care arhitecții știu să îl recunoască. Vechii greci socoteau că cariatida și coloana este o reprezentare simbolică, spunem, a ființei umane. Dacă vom trece la următoarea imagine, cred că acest lucru va deveni limpede. Întâlnim cariatidele Erechteonului pe tot pe care cu toții le cunoaștem și iată sculpturile se sprijină pe o bază. Trupul ar corespunde fustului coloanei, capul elementului numit capitel,
Iar între elementul numit arhitravă și acesta este arhitrava și capitel, intervine acest element pe care îl vom regăsi din nou, iată, în opera sculptorului, este tocmai corespondentul abacului. Deci sunt niște elemente care cu bună știință au fost elemente de morfologie arhitecturală, dar au fost incluse în această operă a începuturilor. Să înaintăm, nu întotdeauna reacționează. Așa. Iată și sărutul cunoscut atâtora dintre noi, mai cu seamă că se află pe teritoriul românesc, îl putem vedea la Craiova, el a fost achiziționat la sculptor chiar de un boier poetean, Victor Nepop, care și-a avea conacul la Ostroveni, unde regretatul Vasile Georgescu, paleolog, a descoperit sculptura în conacul devenit gospodărie agricolă colectivă. De acolo i-a luat drumul muzeului din Craiova. În contextul întâlnirii noastre de astăzi, însă, mai important este să reținem că lucrarea a fost expusă la București într-o expoziție a societății Tinerimea Artistică. Brâncuș se număra printre societarii Tinerimii Artistice, iar în 1910, răsfoind catalogul expoziției, descoperim că Brâncuș a expus un fragment dintr-un capitel. Este meritul regretatului Barbu Brezeanu, eminent brâncușolog, de a fi identificat fragmentul de capitel cu sărutul în varianta sa fragmentară. Pe cale logică deducem că dacă acesta este fragmentul de capitel, atunci, fără nicio îndoială, că sărutul care astăzi se află în cimitirul Montparnasse, pe mormântul tinerilor soace, Tania Rașevskaia, pe care un prieten al lui Constantin Brâncuș a cunoscut-o bine, este vorba despre doctorul Solomon Marbet, mă întorc la sculptură, dacă varianta fragmentară a sărutului este un fragment din capitel, fără îndoială că sărutul din întregul său este capitelul întreg. Ne-am mulțumit cu o deducție în cazul în care în moștenirea, în legatul Brâncuș, nu s-a fi păstrat acest desen pe care executorii testamentari sculptorului pictorița Natalia Dumitrescu și sculptorul Alexandru Istrati nu l-ar fi descoperit și acest desen nu a fost datat 1930 de către toți descoperitorii săi. Noi știm că comanda pentru Târgu Jiu vine în anii 34-35, așadar ne aflăm cu câțiva ani înaintea comenzii pentru Târgu Jiu, când sculptorul plănuia deja ceva ce avea să semene cu Poarta Sărutului, care deocamdată ne prezintă un arc, adminte toate elementele de morfologie arhitecturală pe care istoricii de artă le pot enumera, anume, mă iertați să revenim. Coloana, capitelul, arhitrava cu elementul numit friză, toate aceste elemente, cu bună știință, își află locul în această structură incipientă care trebuia să imagineze Poarta Sărutului. Judecând după pasărea care a fost plasată sub arcul porții și care și-a găsit modulul coloanei fără sfârșit drept soclu, am putea antedata acest desen și să îl împingem înspre limita lui 1920 și fiindcă pasărea desenată se află într-adevăr în colecția Ernsfer, astăzi prelucrată, fisura pe care o puteți vedea în imagine a fost prelucrată, ascunsă de Brâncuș într-un nou soclu. Putem deduce așadar că în jur de 1920 deja Brâncuș plănuia să se manifeste în calitate de arhitect. El, primite de altfel în 1924 o serie de fotografii la o expoziție bucureșteană, expoziția revistei de avantgardă Contemporanul,
este retractil în raport cu mișcarea de avangardă, în cele din urmă se lasă convins de eleva sa, sculptorița Milița Pătrașu, care roagă insistență trimită lucrări pentru expoziția contemporanului. Milița Pătrașu îi sugerează să trimită fotografii ce înfățișează macheta de templu, de unde deducem că între 1920 și 1924 Brâncuș avea în atelierul său din Vasroța ceva ce putea să treacă drept o machetă de templu. Desenul, precum și elementele de morfologie arhitecturală pe care vi l-am amintit, dubla cariatidă, fragmentul de capitel, capitelul întreg, atestă tocmai această activitate de arhitect al lui Constantin Brâncuș. Ne putem întreba cu bună știință și bună îndreptățire dacă noutatea limbajului plastic se datorează doar influențelor artelor arhaice, artelor exotice, dacă nu cumva, însă funcția pe care aceste sculpturi trebuiau să o împlinească într-un ansamblu, aceea de elemente de morfologie arhitecturală, nu au fost ele acelea care au dat un impuls stilului brâncușean pe căile acestea ale originalității. Aș introduce poate în discuție și un alt aspect, acela al temei pe care sculpturile o înfățișează. Ani în urmă, am hotărât să aprofundez arta sculptorului român, mi-am spus că este imposibil ca biblioteca sculptorului să nu-și afle un reflex în opera sculptorului. Târziu, în anii 90, în publicații au început să circule mai ușor și înspre noi, înspre București, am putut afla din cărți publicate recent la Paris, cum în momentul morții lui Constantin Brâncuș, în biblioteca sa s-a găsit un volum din Platon. Și ne-am spus că nu ar fi imposibil atunci ca sărutul în varianta sa figură întreagă, cel care a ajuns să fie expus în cimitirul Montparnasse, să fie o transcriere a unui anume fragment dintr-un dialog platonician și pănuiți deja cititorii lui Platon despre ce este vorba, despre ființa androgină din Simpozion. Iar a doua lucrare, care prima este înrudită, vorbesc de sărutul în varianta sa figură întreagă, Cumințenia Pământului, pare să întărească această teorie. Vă invit să ne întoarcem pe imaginea din cimitirul Montparnasse și pe calea imaginației dumneavoastră să divizați sărutul din Montparnasse, așa cum a făcut-o Apollo, cel căruia Zeus i-a poruncit în Simpozion despărțirea ființei androgine în cele două părți componente ale sale. Ionel Jeanu, un reputat brâncușolog, ne comunică următoarele. Ne spune că Brâncuș, sculptorul, nu își intitula la întâmplare lucrările, ci doar după o matură ghibzuință. Ne putem întreba care să fie, să spunem, rostul unui titlu precum Cumințenia Pământului. Dacă admitem ipoteza platoniciană pe care v-am înfățișat-o, atunci cred că găsim și răspunsul. Că tot în pagine din Simpozion, din banchetul, ni se comunică figura lui Socrate, lui Aristofan, mă iertați, cel care povestește legenda despre ființa androgină, cum partea bărbătească a androginului este fiul al soarelui, în vreme ce femeia este fiică a pământului. Iar cât ființa androgină a fost cumințită prin pedagogia divină, un titlu precum Cumințenia Pământului pare să confirme descendența aceasta platoniciană Atenei Cumințeniei Pământului și prin extensie și a sărutului de care tocmai ne-am despărțit. Un desen recent publicat de către responsabilii Centrului Pompidou și avem bucuria ca între cercetătorii de acolo să se afle și doamna Doinale Mio, româncă, care și-a consacrat o bună parte a vieții adâncirii și cercetării operei sculptorului român. În una din ultimele publicații ale Centrului, cunoscută sub titlul La Dation Pro-Cuisine, ar fi, nu e vorba de o donație, ci de ceva mai complicat, o
arcanul juridică pe care nu stau să o deslușesc acum, în sfârșit, în volumul Dațiunii a fost publicat acest desen, în care o făptură foarte asemănătoare cu mințeniei Pământului împlinește o funcție într-un ansamblu arhitectural, o funcție de susținere, motiv pentru care putem admite că însăși cu mințenia Pământului, judecând după desenul pe care tocmai l-am înfățișat, pe care l-am prezentat, este ea însăși un element care trebuia să facă parte dintr-un templu al dragostei, iar noi avem mai multe motive să credem că este vorba de un templu al dragostei, întrucât nu numai Brâncuș, dar și un vizitator al atelierului său și un prieten al său, pictorul Amedeo Modigliani, originar din Livorno, în anul 1909, era oaspete și învățăcel, aproape am putea spune, al atelierului Constantin Brâncuș, cioplește sub îndumarea maestrului român o cariatidă. Iar cei care cunosc opera lui Modigliani în ansamblu știu că motivul cariatidei apare și în numeroase desene, acuarele, goașe ale maestrului din Livorno. Un reputat brâncușolog german, cel mai important a cărui operă merită să fie adâncită, este vorba despre Friedrich Theodor Bach, profesor la Universitatea din Viena, titular al Catedrei de Istorie a Artei în acest moment, ne comunică cum, într-o monografie închinată lui Brâncuș, ne comunică cum Amedeo Modigliani, în 1909, deci oarecum în paralel cu căutările lui Brâncuș, plănuia să edifice un templu închinat dragostei, care ar fi trebuit să fie înconjurat de cariatide, acestea la rândul lor înfăptuind niște coloane ale tandreței. Această îngemânare, ca să spun, a preocupărilor, poate să confirme, încă o dată, seriozitatea activității lui Brâncuș în calitate de arhitect. În 1908, Constantin Brâncuș, trecem acum în câteva imagini foarte rapid, esența și fost spusă de acum, să luăm cunoștință, să facem cunoștință cu anturajul sculptorului și cu cei care l-au sprijinit sau ar fi putut să-l sprijine în activitatea sa de arhitect. În 1908, Brâncuș expune la abația de la Creteni, în Falanster, al socialismului utopic francez, unde artiști s-au reunit pentru a duce o viață în comun, iată una dintre întrunirile Falansterului și afișul expoziției din 1908, unde Brâncuș figurează între expozanți. Odată cu el a expus și Naum Aronson, care era necunoscut, am căutat elemente legate de activitatea sa, de arta sa, și am fost surprins să aflu că una dintre operele lui Aronson înfățișează pe un tânăr evreu la sărbătoarea de Bar Mitzvah, preluarea sarcinilor religioase de către tinerii evrei, o temă, cap de copil, în fond, pe care o întâlni, iată și în sculptura lui Constantin Brâncuș. Nu putem ști ce a expus Constantin Brâncuș la abația de la Creteie, dar și vaza rodiniană ar fi fost potrivită și în armonie cu celelalte opere expuse în cadrul abației de la Creteie, unde scriitori și artiști se află la oaltă, pe o fotografie mai clară. Aici îi aflăm pe inițiatorii Falansterului, este poetul Charles de Drac și Georges Duhamel, Alexandre Mercereau, criticul și scriitorul care va susține activitatea sculptorului român, aceeași fotografie de epocă cu legenda tuturor celor prezenți, inițiatorii Falansterului, iată și Alexandre Mercereau la masa sa de lucru, Jules Romain, un tânăr, de foarte tânăr pe atunci, frecventator al Falansterului de la abația de la Creteie, cel care generează conceptul de unanimism. În puține cuvinte exprimat,
Am spune că unanimismul, concepțiile unanimiste afirmă că valoarea elementelor nemulțimi luate la oraltă este mai intensă și mai convingătoare decât suma aritmetică a valorilor, dacă acest lucru ar fi posibil, care ar putea fi făcut eventual. Este ciudat să observăm cum concepții unanimiste care se referau la societate în scrisul lui Jules Romain, prezent și el în Abația de la Credeai, se revarsă asupra concepției pe care Brâncușo are asupra atelierului său. Atelierul este, în cele din urmă, opera majoră, opera finală, să spunem, a sculptorului, opera totală, opera globală, sinteză a întregii sale creații. Trei imagini de atelier, vă vor dovedi dumneavoastră, cum sculpturile ajung într-un dialog subtil, ele își lămuresc una altea semnificația pentru a genera, în cele din urmă, o semnificație globală. Pe măsură ce desfășurăm imaginile lăsate de Constantin Brâncuș, în calitatea sa de fotograf, imaginea asupra atelierului, vom observa cum acesta, treptat, treptat, tinde către statutul de muzeu personal și de operă globală a artistului. Deci, ceea ce Credeaiul pregătește în ordine socială, Brâncuș aplică asupra operei sale statuare. Și câteva imagini de la Credeai, care ne prezintă modul în care oamenii aceștia își trăiau viața cotidiană, lucrând, dar bucurându-și de momente de destindere, se făcea muzică la Credeai, se asculta poezie. Și de asemenea ambianță ne putem imagina și pe Constantin Brâncuș, de vreme ce în 1908, când această fotografie a fost făcută în luna iulie, știm că și sculptorul român a fost prezent, cel puțin în expoziție, cu o lucrare de-a sa. În momentul în care falansterul de la Credeai își închide porțile, o altă grupare artistică pariziană se constituie, se deschide. Și Alexandre Mercereau de Ville, împreună cu un alt poet, Henri Martin Barzin, care și Duchamp și Brâncuș erau prieteni, se refugiază la Puteaux, în suburbia pariziană, unde funcționa, să spunem, un cenaclu artistic preocupat de geometriile non-euclidiene, de filozofia lui Henri Bergson. Brâncuș, știind că nu a fost prezent la Puteaux, decât printr-un reprezentant al său, Marcel Duchamp, tânărul de atunci Marcel Duchamp, dar știind că în biblioteca sa s-au descoperit cărți de Henri Bergson, cărți ale matematicienilor care erau preocupați de geometriile non-euclidiene, fie de Henri Poincaré, și știind că aceste cărți în biblioteca lui Brâncuș și astăzi încă au paginile netăiate. Ceea ce înseamnă că nu Brâncuș și-a procurat aceste cărți, ci prietenul său, Marcel Duchamp de la Puteaux, a adus Puteaux-ul prin mijlocirea cărților în atelierul lui Brâncuș, în Impasse Ronsin 811. Iată efigia lui Marcel Duchamp, o foarte frumoasă fotografie, datorată lui Mandrei, care și el era un maestru de frecvent al atelierului din Impasse Ronsin, și nu mai departe de introducerea filmică de care am avut toții parte, în momentul în care coloana de la Foulangy era demontată, Brâncuș ciocnea un pahar de vin, probabil, cu Mandrei, autorul acestei fotografii. La salonul locomoției aeriene din octombrie 1912, Brâncuș îl cunoaște pe Marcel Duchamp și Duchamp îi se adresează sculptorului, deși și un pictor se afla de față. Îi spune, privește această elice, și avem aici niște elice pe care Duchamp le-a putut vedea. La una dintre acestea s-a referit desigur. Spune, ai putea face ceva mai frumos. Este hotărât lucru că s-a sfârșit cu pictura. Un an mai târziu, 1913, Duchamp, dar și Brâncuș, se vor număra între expozanții unei importante expoziții new-yorkese de la Armory Show, expoziția de la Armorărie. O vedem din exterior, atunci în expoziție, o mare expoziție de artă europeană, care trebuia să dea un impuls artei americane pe care de a se moderniza în acel moment. Iată că inițiativa revenea încă spațiul european în evoluția aceasta artistică. Și următoarea imagine ne pune în prezența operelor pe care Constantin Brâncuș le-a prezentat la Armory Show, deși Duchamp a fost prezent,
Și oarecare bunăvoință, mie mi-este foarte simplu să le identific, cu toții recunoaștem domnișoara Poganii, nu recunoaștem însă sărutul, acestea sunt brațele personajelor care se strâng, să spunem, într-o îmbrățișare. Este vorba de sărutul în varianta sa fragmentară, cea de la Craiova, și în sfârșit, o muză adormită. Se știe că toate lucrurile de la Orme Orișău, în 1913, au fost expuse într-o variantă ieftină. Erau copii în Ipsos și cu toate acestea, erau stârnit și un scandal enorm în presa americană, au apărut caricaturi cu domnișoara Poganii, dar nu este mai puțin adevărat că muza lui Constantin Brâncuș și-a găsit un cumpărător în persoana unei doamne americane, doamna Ramsey, care după ani, în 1926, când sculptorul expune piese originale la galeria Palmer din New York, ea a dorit să schimbe gipsul cu o marmură, ceea ce schimb la care Brâncuș va consimți. Ne aflăm la Paris în anii 20, pe pajiștea de la Saint-Cloud, clubul de golf al unui avocat american. Este vorba de John Quinn. În centru, primul colecționar important din America al operei sculptorului român, John Quinn, venea însoțit la Paris de secretarea sa particulară, poeta Jane Robert Foster, cea care s-a fotografiat împreună cu Constantin Brâncuș în această imagine. Jane Robert Foster îl vizitează pe Brâncuș în atelier, iar în revista Vanity Fair publică un articol referitor la atelierul sculptorului pe care îl compară cu camera de lucru a uneia dintre zeii Olimpului. Altfel spus, atelierul însuși, așa cum ați putut vedea și dumneavoastră, este comparat cu un templu. Nu peste mult timp, suntem în anii 30, Maharaja cu Yeshwant Rao Holkari comandă lui Constantin Brâncuș un templu pentru India. Și Jane Robert Foster îl îndemnase pe John Quinn să comande un templu. Doar că în 1924, John Quinn se stinge din viață, iar colecția sa este pe care de a se risipi. Știm că Marcel Duchamp, inițiativa de a opri această disoluție a colecției. Marcel Duchamp este și acela care organizează două importante expoziții ale lui Brâncuș la New York, cea din 1926, de la Galeria Palmer, din centrul New Yorkului. Opere din atelier, de acest pilastru al sărutului prelucrate, au ajuns să fie expuse la Palmer în 1926 și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că Brâncuș nu dorește să fie cunoscut în America doar în calitate de sculptor, dar și în calitate de arhitect, sperând poate ca pe această cale, prezentând fragmente de arhitectură, să se facă cunoscut publicului american. Știm că Marcel Duchamp, prietenul său, este acela care a instalat expozițiile new-yorkeze, cel care s-a ocupat de editarea catalogului. Iată o foaie de catalog cu prețurile pe care Brâncuș le stabilește, dorind să-și vândă lucrările în expoziția din 1926 de la Palmer. Iată, la numărul 3, una dintre cele mai scumpe opere, în afară de portretul doamnei Maia, pe care o să ne vom întâlni, coloana sărutului pe care mai înainte ați făcut-o, este vorba de această operă, expusă la Palmer, a primit un al doilea titlu la insistențele lui Brâncuș, știind că prin corespondențe i-a solicitat lui Duchamp ca următoarea precizare să apare partea unui proiect pentru templul dragostei. Și ne uimește pe toți consecvența sculptorului, faptul că în 1907 el pregătește să fie arhitect, iar în 1926 sculptorul are încă aceeași dorință, mai mai în 1926 dorește să își găsească un comanditar apt a susține proiectele arhitecturale. Imaginea prezentă
vă pune în contact cu portretul doamnei Iujmaier, sculptura costisitoare, cea care preceda colmana pe care v-am prezentat-o mai înainte. Iată pe doamna Iujmaier într-o fotografie datorată lui Mandrei și faze pregătitoare ale portretului. Am trimis la începutul alocuțiunii mele către Platon, către simpozio, în activitatea de portretist al lui Brâncuș, aceeași idee poate fi extinsă, anume Brâncuș nu prezintă omul în aspectele sale carnale, ci este atent la conturarea esenței platoniciene a personajului. Să scoate la lumină partea cea mai bună a ființei, partea statornică. Ajungem și la Târgu Jiu, la poarta sărutului pe care trebuie să ne-o imaginăm ca pe un templu în sâmbure, ca pe un templu în nuce, fiindcă toate elementele unei structuri clasice sunt prezente. În 1938, după inaugurarea ansamblului de la Târgu Jiu, la București, Brâncuș primește doi tineri jurnaliști, atunci pe Haic Aptenean și pe Petre Țuțea. Este meritul lui Marcu Brăzeanu de a fi unit mărturii lor, cei doi aflându-se încă în viață în momentul în care Marcu Brăzeanu ne-a intervievat, și aflăm pe două căi cum Brâncuș ar fi făcut următoarea afirmație. Dacă m-au urmărit întotdeauna coloana, culoarea, capitelul și friza unui templu. Dacă găsești aceste elemente, templul este gata. Dacă înlocuim cuvântul culoare prin coloană, obținem toate elementele alcătuitoare ale unui ordin arhitectural, astfel încât în 1938, încă după inaugurarea ansamblului la Târgu Jiu, Brâncuș dorește să se manifeste în calitate de arhitect. Ajungem în această imagine în satul Poiana de la Târgu Jiu, o recunoaștem pe Arelin Tătărescu, comanditara ansamblului de la Târgu Jiu, pe sculptorul însuși, prezent și el în mijlocul acestui comitet al doamnelor gorjene, comanditarele de drept ale ansamblului de la Târgu Jiu. Noi știm din scrisul lui Vasile Georgescu, paleolog, pe care astăzi am evocat deja numele său, cum doamnele gorjene ar fi dorit un monument probabil tradițional închinat eroilor gorjeni, iar Brâncuș reprezintă o fotografie care suprapunea mai multe imagini pe verticală ale coloanei fără sfârșit, anunțându-le pe comanditare că Duhul de la Paris a hotărât ca acesta să fie monumentul închinat eroilor gorjeni. Un glorios monument al păcii și-ar fi dorit comanditarele. Tot din scrisul lui Vasile Georgescu, paleolog, aflăm că inițial s-a trezit, s-a pus stupoare în mijlocul societății doamnelor gorjene, dar o a doua întrunire, care a avut loc tot în satul Poiana, soluția propusă de sculptor a fost acceptată. Imaginea lui Brâncuș în conacul din satul Poiana de lângă Târgu Jiu, și iată o succesiune de imagini pe care doamna Sorana Georgescu Gorjan va ști să le comenteze cu mai multă pricepere decât o pot face eu, fiindcă în calitate de brâncușolog și de moștenitor al arhivei tatălui său, inginerul Ștefan Georgescu Gorjan, ne-a avut privilegiul unei privire de aproape asupra acestor fapte. Vom trece doar în această serie de imagini, coloana montată în atelierul de la Petroșani și pe cale de a fi montată la Târgu Jiu, și câteva imagini cu care mișim închei prezentarea, revenind la imaginea cheie, ne întrebăm dacă Brâncuș vrea să se manifeste ca sculptor în acest caz și în acest moment, sau dorește să se manifeste ca arhitect. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc pentru vizionare.